Domnul Cerdeza, v-aș întreba ceva, dar mai bine v-aș întreba să spuneți o concluzie despre acest meci. Două reprize total diferite. Prima repriză în care am fost foarte bine organizați. Adversarul nu și-a creat ocazii. Noi am avut niște situații, n-aș putea zic că am avut ocazii mari, dar jocul a fost echilibrat. După care a doua repriză am primit golul pe o lipsă de marcaj. Și am avut șansa totuși să revenim rapid în joc, am făcut schimbări ofensive, am revenit în joc. Din păcate, greșelile personale persistă, indiferent de jucător. E normal, oarecum, pentru că atâta timp cât ești jos în clasament, e foarte greu să reziști psihic. Am făcut schimbări, cum vă spuneam, ofensive, am riscat pentru că nu mai conta 2-1 sau 3-1. Astra are jucători care pot face diferența în momentul în care intră în teren. Ați văzut, Merloi a făcut diferența, s-a făcut 3-1 și acolo s-a încheiat jocul. Există așa un semn de întrebare asupra golului 2, celor din Grafovac. Cum a rămas acolo? Și-au fost mai multe pase cu drecidul ăsta în zona aceea de teren. N-a fost... Golul 2 a spus? Da, Grafovac. Golul 2 a fost pe o minge în adâncime. Nu am făcut triunghiul defensiv. Și așa am fost surprinși. Un lucru simplu, din păcate, pe care nu l-am rezolvat. Și așa a ieșit golul 2. Să fie vorba despre o problemă de concentrare la băieți, lasă ce vreau. Nu neapărat de concentrare, cred că e o problemă de presiune. E o problemă de presiune că atunci faci greșeli. Băieții au fost concentrați astăzi și au dorit mult de tot victoria. Au avut atitudine, au avut inițiativă, dar toate lucrurile acestea, dacă n-au un suport corect, adică să nu greșești pe fază de apărare, să nu sunt de ajuns. Ce așteptări aveți de la următorul meci și ce punct arată în deplasare? Formatul de așa natură, n-avem timp să ne plângem de milă. De mâine trebuie să revenim. Uităm jocul acesta, trebuie să ne concentrăm pe jocul cu UTA și cum vă ziceam, e o altă finală, vom încerca să câștigăm la UTA, n-avem de ales, ne legăm de orice șansă pe care o avem până la final. UTA de asemenea o echipă care și-a anunțat candidatura pentru a-și consolida poziția în Liga 1 și de ce nu chiar pentru o cupă locală, ținând cont de aspectul play-off-ului, locul 7, știți, regulamentul. Da. E o misiune, nu știu, la fel de grea ca și asta cu Astra. Într-adevăr, va fi un joc dificil pentru că Astra au nu numai o echipă bună, au un lot bun, au un antrenor foarte bun, au puncte, au moral, au tot ce au nevoie pentru a spera la barajul pentru o cupă europeană. Dar, cum vă spuneam, mergem acolo să ne sacrificăm, să ne legăm de orice șansă pe care o avem.